Un gând relativ simplu. Nu renunța, începutul este întotdeauna ceva mai greu sau poate și mai greu, cel mai greu. Însă în momentul în care știi cu adevărat că vrei să faci un lucru, știi că vrei să mergi într-o direcție, știi că vrei să începi ceva, nu renunța, nu te lăsa așa pur și simplu că în momentul ăsta ai dat de ceva mai greu. Gândește-te la momentul în care ai învățat să mergi pe bicicletă, dacă știi să mergi pe bicicletă, sau gândește-te la momentul în care ai învățat să mergi, cam toată lumea știm într-un fel sau altul și am ajuns să mergem, cu unele excepții în cazuri excepționale. Dar dacă ne gândim la orice lucru, putem să-l tratăm asemănător, putem să ne dăm seama că uneori ceva a fost destul de greu. În cazul bicicletei, la început, sigur, mi se părea extraordinar de greu, aveam roți ajutătoare. După, o roată ajutătoare mi s-a rupt, vorbim de mult, mult timp în urmă, pe când aveam vreo 6 ani. Asta înseamnă acum 30 de ani în urmă, nu era ca și cum cineva stătea și îți schimba roțile respective ajutătoare. Am continuat să merg bazându-mă doar pe roata ajutătoare. Sigur, dacă aș fi avut cineva care mi-ar fi spus de la început că nu ai nevoie de nicio roată ajutătoare, foarte probabil că nu aveam nevoie mai mult de jumătate de oră de roțile ajutătoare, cum a fost în cazul copiilor mei. Dar chiar și așa, am continuat să merg pe cele două roți ale bicicletei și pe roata ajutătoare. După care s-a rupt și respectiva roata ajutătoare și am rămas pe două roți ale bicicletei. După ceva timp am văzut în stânga și în dreapta alți copii care mergeau cu o singură mână. Trebuie să fie interesant. Am încercat să fac lucrul acesta. La început mi era peste mână, ca să spun așa. După care a fost cât se poate de simplu și am continuat să merg cu o mână. Ce puteam să fac mai departe? Am văzut alții care mergeau fără mâini. Nu? Ce ați fi făcut în locul unui copil? Ați fi încercat să mergeți fără mâini? Ce s-ar fi întâmplat? Normal că ați fi dat cu cotul de asfalt măcar o dată, cu nasul și așa mai departe. După care ghișce, acum, chit că am 36, știu să merg și fără mâini. Nu fac asta tot timpul, uneori mergând cu mașina și văzând un tânăr fără mâini pe bicicletă, puțin mă agit, puțin mă impacientez, că știu că nu e chiar ok și oricând poți să-ți pierzi echilibrul, dar în momentul în care tu ești cel fără mâini pe bicicletă și ai încredere mare în tine, că despre asta este vorba, n-ai nicio problemă. Așadar, transpuneți această analogie a mersului pe bicicletă în viața de zi cu zi, în orice lucru de care vreți să vă apucați, în orice direcție nouă ce o alegeți. Și nu uitați, la început este mai greu, după care ghișce, devine cât se poate de simplu. Și știu că este greu de crezut, dar puteți aplica asta cam în orice direcție și orice aspect al vieții. Succes!